Alimentarea cu apă din comuna Bolboș costă aproximativ 39 de miliarde de lei și trebuia finalizată la sfârșitul anului 2008. Până în prezent s-au cheltuit aproximativ 8 miliarde de lei vechi pe două puțuri și câțiva kilometri de țeavă. Primarul din localitate susține că nu mai are fonduri să continue investiția și de aceea lucrările au stagnat. Alimentarea cu apă, s-au băgat conductele în 5 sate, s-au făcut puțurile și din lipsă de fonduri s-a stagnat puțin, dar o să începem iar să avem... A avut termen de finalizare decembrie 2008. A avut. Să ne judecăm cu ei, că nu fac, dacă nu avem bani să le dăm, ei vrea să ne dea în judecată că nu avem bani. Să continue lucrările. Cel mai greu le este elevilor care nu au lângă școală o fântână. Sunt nevoiți să vină de acasă cu apă în sticle sau să ceară la sătenii din apropierea unității de învățământ. Apă la școală? Da. Nu este. De obicei venim cu sticluțele de acasă. Nu este. Venim cu sticluțele de apă la școală. Ați vrea să aveți apă? Da, normal. Și... Mergeți să luați de la oamenii din sat? Nu, luăm de la fântână. Din deal de școală. Nu avem apă, de la fântână luăm apă. Deci nu este apă curentă în școală. Vin cu apă de acasă? Vin cu apă în sticluță pentru băut, iar de spălat luăm la fântâna din lângă școală. Și mai grav este însă faptul că de când lucrările au fost oprite, localnicii au început să fure țeava cumpărată pentru canalizare. Cel puțin asta susține primarul. Ne-au zis oamenii că au început deja să fure țevile, că sunt la suprafață. Da, asta nu depinde de primărie. Asta depinde, poate domnul aia care le fură, spun. Să dea și că noi o să plecăm cu poliția să căutăm cine le-a furat. O să le găsim. Dar s-au furat. Nu știu, am înțeles că 2-3 bucăți de țeavă, dar nu e mare lucru, de vreo 2-3 metri.